Această seară vreau să aducem din nou liniște în sufletele noastre, pentru că societatea în care trăim ni se transmite mesajul că dacă nu ești suficient de competent, dacă nu ești suficient de bătăios să tai fața celorlalți, nu ești bun de nimic. Și cam asta este societatea occidentală. Câtă vreme ești productiv, e ok, după aia te dă la o parte, nu mai discută cu tine, nu prea mai valorezi mult. Întrebarea este, oare și la Dumnezeu funcționează lucrurile tot așa? Și aș vrea să vorbim în seara aceasta despre har pentru cei căzuți. Și când mă refer la cei căzuți, nu mă refer doar la cei care au păcătuit. Este vorba și despre ei. Este clar, Evanghelia este plină de exemple prin care Dumnezeu recuperează pe cei păcătoși. Și asta este specialitatea lui Dumnezeu. Este bucuria lui Dumnezeu să prindă și să recupereze oaia pierdută. Dar aș vrea să vorbesc despre cei căzuți luptând pentru Dumnezeu, pentru viață, pentru supraviețuire și la un moment dat simți că nu mai poți și te prăbușești. Și toată lumea începe să te dea la o parte, să nu mai aibă nevoie de tine, pentru că nu mai poate să ia nimic de la tine. Nu știu dacă ați pățit lucruri de felul acesta, însă este foarte dezamăgitor să știi că oamenii se apropie doar din interes de tine. Și după ce ai slujit sau ai făcut mai multe lucruri pentru ei sau i-ai ajutat, le-ai dat bani, ai fost alături de ei, le-ai făcut servicii, ai fost disponibil pentru ei, când ai și tu nevoie, nu să-ți dea nu știu ce, dar măcar să fie lângă tine, să te salute, ce mai faci, cum mai ești, îți este bine, îți întorc tot spatele și rămâi singur. Poate că ați trăit și ați experimentat sau experimentați lucrurile acestea în viața dumneavoastră. Și ca să avem așa un leac pentru suflet, aș vrea să ne uităm la viața Sfântului proroc Ilie, un om al lui Dumnezeu, un profet cum puțini sunt, după Moise, cred că este al doilea profet emblematic, da? Moise, Ilie, Ioan Botezător, au fost niște profeți care au avut o lucrare cu totul și cu totul specială față de ceilalți, pentru că Moise, Dumnezeu a dat prin el legea, a izbăvit pe popor din Egipt, da? Dacă vorbim de Ilie, el rămâne un simbol al reformatorului în orice vreme. Despre Ioan Botezătorul spunea Domnul Hristos că este al doilea Ilie. În Maleahi se vorbește despre al treilea Ilie de la vremea sfârșitului. Și cât a fost el Ilie de mare și de puternic din punct de vedere spiritual, vă dați seama că timp de 3 ani și jumătate Dumnezeu a făcut în viața lui în fiecare zi câte o minune. Adică vorbim despre ceva supranatural. Și viața în sine este o minune, că Dumnezeu ne-o dă, da? Este mâna Lui aici. Dar vorbim de ceva ieșit din comun. În fiecare zi Dumnezeu îi dădea prin minune de mâncare. O perioadă, corbii îi aduceau pâine și carne seara și o perioadă a fost hrănit la văduva din Sarepta în fiecare zi cu câte o turtă și Dumnezeu mai dădea făină și ulei pentru încă 3 turte, să zicem, sau câte ori fi mâncat în ziua respectivă. Și în ziua următoare la fel, și în ziua următoare la fel. După aceea, Dumnezeu a făcut minunea aceea prin Ilie cu învierea fiului văduvei. Extraordinar! În fiecare zi să trăiești cu o minune vizibilă. După aceea, Dumnezeu i-a spus lui Ilie, Ilie, du-te la Carmel, pentru că este vremea să le spui celor din popor și împăratului Ahab să se întoarcă la mine, să se pocăiască, pentru că au șchiopătat destul. Și Ilie se duce, se întâlnește prima dată cu Obadia, Obadia se sperie când îl vede, știe că este profetul lui Dumnezeu, cu respect cade la pământ în fața lui și zice, de când te caută Ahab? Și m-a pus și pe mine să jur și i-a pus și pe ăștia din toate țările vecine să jure că nu te-au văzut. Zice, du-te și spune că vin.
Dar cine știe dacă te duce Duhul Dumnezeu în altă parte și eu cad de mincinos și atunci mă omoară. Nu, zice, stai liniștit că mă duc în fața lui. După aceea s-a întâlnit cu Ahab în persoană. Și Ahab l-a acuzat direct. Tu ești cel care nenorocești pe Israel? Nu eu, tu și casa tatălui tău. Și Ilie, ca o stâncă tare, îi spune exact ce merită lui Ahab. Îi spune că este ucigaș, îi spune că este mincinos. Da, și mai târziu cu Nabot. Este omul căruia nu i-a fost frică de nimic și de nimeni. A ajuns pe Carmel. Și pe Carmel a trebuit să dea un mesaj direct. Nu din ăla cu pacea Domnului, bine ați venit, a, ce bine arătați, bine că sunteți aici în biserică. Introduceri din astea așa siropoase, nu. Săgeată. Până când aveți de gând să șchiopătați de ambele picioare. Și le-a lăsat un test. Toată ziua să aprindă focul, fără ca să folosească niciun fel convențional de a prinde focul. Dacă Baal este Dumnezeu, să aprindă focul de jertfă. Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, va aprinde el focul. Și toată ziua a fost circul acela religios, cum s-a împrumutat și în creștinism mai târziu, mult păgânism infuzat în creștinism, mult creștinism irelevant, multă gălăgie fără nicio putere. Și dacă ne uităm la vremea lui Ilie, seamănă foarte mult cu ceea ce trăim noi în bisericile noastre. Multă, multă fanfaronadă, dar prea puțină putere, prea puțin Duh Sfânt, prea puțină prezența lui Dumnezeu. Este mai mult despre ce facem noi și mai puțin despre ceea ce face Dumnezeu. După o zi întreagă, după ce Ilie a început să-i și ironizeze, strigați mai tare, că poate Baal nu aude sau este plecat în călătorie, e plecat în concediu, cine știe ce se întâmplă, strigați mai tare. Și-au făcut tăieturi pe ei, nimic, zero. Și seara, spune cuvântul, la versetul 30, Ilie a zis atunci întregului popor, apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat de el și Ilie a dres altarul Domnului care fusese sfărâmat, n-a făcut altul. Aș vrea să înțelegeți detaliul ăsta. Pentru că în cuvântul lui Dumnezeu nu sunt cuvinte în plus sau puse așa aiurea, să fie acolo împopoțonate niște fraze, niște metafore. Nu! Ilie a dres altarul lui Dumnezeu care fusese sfărâmat. Așa că nu încercați să faceți alte altare, ci dregeți-le pe alea pe care le-ați dărâmat în viața voastră. Nu știu ce s-a dărâmat, ce piatră sau ce pietre au căzut din altarele pe care le aveați pentru Dumnezeu. Poate nu mai aveți timp de familie, de Dumnezeu, de citit Scriptura, de rugăciune. Poate aveți anumite lucruri care nu sunt tocmai în regulă în viața voastră. Voi știți. Însă la ceas de seară, Ilie îi cheamă la altarul de seară. Știți că în Israel altarele de dimineață și de seară, jertfele de dimineață și de seară aveau o importanță extraordinară. În timpul anului, ele aminteau întotdeauna păcătosului și credinciosului că se aduce jertfă pentru el și pentru iertarea păcatelor. Și în momentul în care evreul se îndrepta spre Ierusalim și își îndrepta rugăciunea, știa că acolo se aduce pentru el jertfă. Și toate păcatele erau transferate peste sanctuar în fiecare dimineață, în fiecare seară. Și odată pe an se făcea curățirea sanctuarului și toate păcatele erau puse deasupra țapului pentru Azazel. Jertfa de dimineață și de seară reprezintă meritele lui Hristos aduse în favoarea ta. Însă, nu este suficient. Știți ce spune textul de aur? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu. Asta e, cu toți suntem de acord. Până aici, pentru ca oricine crede în El să aibă viața veșnică.
Deci nu e suficient că Hristos a murit pe cruce pentru mine. Și trebuie să aduc și eu credința mea și nu credința dracilor, prin care doar mă înfior și am așa niște simțăminte în suflet, ci o credință însoțită de roade, despre care vorbește și Iacov. Ilie adres altarul Domnului care fusese sfărâmat. A luat 12 pietre după numărul semințiilor fiilor lui Iacov, căruia Domnul zisese: Israel îți va fi numele. Și a zidit cu pietre acestea un altar în numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un șanț în care încăpeau două măsuri de sămânță. Adres altarul. Era dărâmat, pietrele erau pe jos. Din aceleași pietre a făcut altarul, a pus pe el jertfa, a săpat un șanț de jur împrejur, a turnat 12 vedre de apă și peste lemne și peste jertfă și în șanț a umplut șanțul, ca nu cumva să existe vreun dubiu că din cauza căldurii a așteptat Ilie momentul ăsta să fiarbă lemnele alea toată ziua și a pus el niște iască printre ele și pietrele fiind fierbinți, știți că există explicații în astea trăznite, mai ales în înalta critică, au încercat să explice toate minunile Scripturii, cum că inclusiv trecerea Mării Roșii a fost o șmecherie de a lui Moise, că știa el cum este cu fluxul, cu refluxul și i-a trecut printr-o băltoacă pe acolo și a zis că e o mare minune. Da? Sunt tot felul de trăznăi teologice. Însă acolo, Ilie a zis, turnați apă, că nu cumva să existe vreo îndoială, cum că Dumnezeu nu este aici și n-a făcut minunea aceasta. Și în momentul când Ilie a făcut rugăciunea de seară, o rugăciune scurtă pe care o poți citi în câteva secunde, da? În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Său și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atât. O rugăciune scurtă. Nici un minut. Și a căzut foc din cer. Și spune cuvântul că a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și apa care era în șanț. Este fantastic. Imaginați-vă scena aceea. Dacă nici asta nu este biruință cu ajutorul lui Dumnezeu și dacă nici asta nu este minune pe care să o trăiești și să o faci cu ajutorul lui Dumnezeu, atunci care ar mai fi? Deci mai sus de atât nu cred că se poate ca om să trăiești o experiență din asta prin care Dumnezeu să lucreze prin tine. Apoi, Ilie s-a rugat să plouă. S-a rugat pentru ploaie. Și s-a rugat de 7 ori. Și a 7-a oară i-a spus lui Ahab: fii atent, du-te că vine ploaia. Și a alergat înaintea carului său 25 de kilometri până la Israel. Altă minune. Duhul lui Dumnezeu i-a dat putere să fugă și la maraton lui Ilie. Și putere fizică. Și după toate acestea, ai fi zis că acum Ilie se așează pe culmile biruinței și nimic și nimeni nu-l va mai putea clinti vreodată din poziția aceasta statornică a credinței. Și că nu se va descuraja niciodată după așa minuni. Însă, cuvântul lui Dumnezeu, dragilor, ne transmite și aici un mesaj. Că oricât de mult ar lucra Dumnezeu prin noi, oricât de puternici am fi la un moment dat, toți suntem slabi și vulnerabili și din culmea gloriei și a puterii putem să cădem atât de jos în cea mai cruntă descurajare. Și întrebarea este: oare ce face Dumnezeu cu noi atunci? Dacă Dumnezeu ar gândi ca noi, ar zice: păi, bă, Ilie, da, încolo de treabă. Păi după minunile astea pe care le-am făcut eu prin tine, tu să te descurajezi în halul ăsta? Păi mă faci de râs. Unde este credința ta? Unde este
puterea pe care ți-am dat-o, păi așa îmi răsplătești tu mie, imaginea mea, onoarea mea de Dumnezeu. Da, de unde? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu este interesat de parada noastră de putere. Dumnezeu își face lucrarea prin noi, așa cum suntem, cu bune și cu rele. Și de aceea, după cea mai mare biruință, Ilie, la amenințarea Izabelei, a căzut în cea mai cruntă descurajare și a fugit să scape viața. Prima dată s-a culcat, a dormit sub un ianupăr, l-a atins un înger, a zis, ia mănâncă o turtă, bea niște apă. Iar a dormit, iar l-a trezit îngerul, iar i-a dat o turtă, iar i-a dat niște apă. Și cu mâncarea asta și cu două ulcioare de apă, Ilie a mers până la muntele lui Dumnezeu, până la Horeb. Să știți că Dumnezeu lucrează în viețile noastre nu doar atunci când facem minuni și suntem puternici, ci și atunci când ne luăm o vacanță activă, în care ieșim din rutina slujirii și în care ne gândim la viața noastră. A avut timp să mediteze, nu? 40 de zile până la Sinai. A avut timp chiar să se certe cu Dumnezeu, să spună toate, să se descarce de tot ce era și să guste amărăciunea aceasta a dezamăgirii. Și Dumnezeu, cu drag, privește spre Ilie. Și când ajunge la Horeb, se așează într-o peșteră și în loc să îl mustre aspru, Dumnezeu îl întreabă. Una din întrebările acelea care îți răscolesc sufletul, mai ales când ești doborât de întristare, când ești zdrobit și ai preferat să mori, așa cum a preferat să moară Ilie. Și nu era o dorință de a muri din isterie sau din ambiția aia, că nu i-a ieșit lucrurile cum a vrut el, din egoism. Știți că noi avem crize din astea ale egoismului. Mai bine să mor, de ce? Că ți-a fost șifonată ego-ul, ți-a fost șifonată imaginea și atunci vrei să mori, de ce? Pentru că nu se mai uită lumea la fel la tine. Însă nu despre asta este vorba, ci este vorba despre acea dezamăgire care vine în urma slujirii. Doamne, am făcut totul și nu-s mai bun decât părinții mei. Chiar spune el, am fost plin de râvnă pentru Domnul. A fost? A fost. Pentru Domnul Dumnezeu oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfârmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața, Doamne. Era dezamăgit pe bune. Și Dumnezeu nu-i spune că nu e așa. A trecut un vânt care despica stâncile. Dumnezeu putea să lucreze și prin vânt, dar nu de data asta. A venit un cutremur, Dumnezeu a lucrat și prin cutremur când i-a înghițit pe Core, Datam și Abiram, dar nu de data asta. A venit un foc, Dumnezeu i-a mai ars pe câte unii, dar nu de data asta. Vedeți cât de important este să știi cum să-i abordezi pe oameni în funcție de situația în care se află. Când omul e doborât de întristare, ai fi tare, ce, că ți-a murit, lasă că Domnul învie, că vine, suntem credincioși. Așa suntem noi. În momentul ăla, poate chiar taci. Pentru că faci mai mult decât să vorbești trăznăi. Și Dumnezeu, într-un susur blând, îl întreabă încă o dată, ce faci tu aici, Ilie? Și iarăși spune același lucru. Și Dumnezeu îi mai dă ca misiunea lui Ilie să lungă pe Hazael ca împărat al Siriei, pe Jehu ca împărat al lui Israel și pe Elisei ca profet în locul lui. Doamne, mă pensionez. Cât am mai apucat să facă din toate astea? Din astea trei misiuni, cât te-a apucat să mai îndeplinească? Doar una. Să lungă pe Elisei ca profet în locul lui.
Și știți ce mă întărește și mă îmbărbătează foarte mult în tabloul acesta? Faptul că Dumnezeu nu ne iubește pentru performanțele noastre. Clar că Dumnezeu face din noi biruitori. Însă am cel puțin două cazuri de oameni mari ai lui Dumnezeu care au căzut exact la sfârșitul alergărilor, Moise și Ilie. Credeți că este întâmplător? Dumnezeu ne transmite o lecție și dărâmă toate teologiile noastre perfecționiste, că când ultima zi o să fim cei mai sfinți, că hai să fim serioși, suntem oameni. Uitați-vă cum au fost ultimele zile ale lui Moise. Atunci a căzut, cu toată experiența cu Dumnezeu, și Dumnezeu a zis, nu mai intri în Canaan. Cu toate astea l-a luat la cer după aceea, după ce l-a înviat. Când a căzut Ilie, era un om cu experiență cu Dumnezeu. Făcuse atâtea minuni Dumnezeu prin el. Și cu toate acestea, Dumnezeu a zis, Ilie, mie nu trebuie să-mi demonstrezi nimic. Am văzut că inima ta este a mea. Și asta contează cel mai mult. Că treci tu printr-o suferință, printr-un necaz, printr-o dezamăgire. Asta nu mă împiedică să te iubesc mai puțin. Și Ilie, dacă tot ai lucrat atât și ai ostenit pentru mine, hai acasă. Faptul că Moise și Ilie au fost ridicați la cer după o cădere mi-arată și mai mult puterea și valoarea harului lui Dumnezeu. Și îmi spune încă o dată că eu sunt mântuit prin har, nu prin faptele mele. Și dacă mai cad, dacă mai greșesc, dacă uneori chiar sunt rău intenționat, Dumnezeu știe să mă corecteze. Și în harul său îmi oferă mântuirea atunci când eu mă aștept mai puțin, ca să-mi spună încă o dată că de fapt mântuirea este prin harul lui. Este atât de înălțătoare experiența aceasta a dezamăgirii lui Ilie. Îmi vorbește despre mine și vorbește despre fiecare dintre voi. Și ne arată că Dumnezeu ne iubește și atunci când suntem slabi, când suntem căzuți, când suntem descurajați, când suntem păcătoși, când suntem nevrednici. Și Dumnezeu spune, ridică-te și mergi mai departe. Mai am de lucru pentru tine. Mai poți să faci multe lucruri. Și dacă nu mai poți să faci, vino acasă. Este extraordinar. Având această perspectivă, îmi dau seama că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Și aceasta este Evanghelia lui Dumnezeu. După momentul acesta, Ilie l-a uns pe Elisei ca profet și Dumnezeu l-a luat la cer. Am mai avut câteva intervenții, ca să zic așa, în viața lui Ahab, însă nu au fost de anvergura celor de pe Carmel sau cele pe care le-a trăit înainte de Carmel. Nu știu cum te simți în seara aceasta, puternic, slab, însă am o veste bună. Dumnezeu te iubește așa cum ești. Și dacă vii la altarul de seară cu inima așa cum este, Dumnezeu te va binecuvânta și îți va oferi speranță pentru viitor. Indiferent cât de căzut ai fi, există speranță. Harul lui Dumnezeu este pentru tine. În seara aceasta, când vei merge la culcare, poți să te rogi lui Dumnezeu și să îndrăznești să vii așa cum ești, chiar dacă ești singur într-un apartament mic, poate în diaspora, lucrezi, chiar dacă nu ai bani, chiar dacă te-au părăsit toți, chiar dacă ești în vârstă și simți boala cum te roade și poate că ești pe patul de suferință, nu contează. Dumnezeu nu uită ce ai făcut pentru El. Și Dumnezeu te iubește chiar și atunci când ești neproductiv,
neperformant, trântit jos la pământ. Lăudat să fie Dumnezeu pentru bunătatea Lui și, dragii mei, aș vrea să-i mulțumim acum la ceas de seară, într-o ultimă rugă, și puteți să vă uniți împreună cu noi în rugăciune și cu aceasta să încheiem altarul nostru. Să-i mulțumim pentru bunătatea Lui și pentru faptul că ne iubește exact așa cum suntem. Vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului. Doamne, venim înaintea Ta și în seara aceasta, la altar de seară, la ceas de rugă, să-ți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut pentru fiecare dintre noi în viața aceasta. Să-ți mulțumim pentru harul Tău și pentru bunătatea Ta. Doamne, ne dăm seama, așa cum spunea și Iacov, că orice om este ca iarba. Și suntem ca un abur, Doamne, care acum se arată puțin tel și apoi piere. De aceea, Te rugăm ca să primești jertfa noastră din seara aceasta. Sunt conștient, Doamne, și suntem conștienți că Tu ne iubești și atunci când nu suntem atât de grozavi și atât de puternici. Și îți mulțumim pentru aceasta. Aș vrea să mijlocesc pentru toți aceia care sunt descurajați și care au nevoie de întărire și au nevoie de putere din partea Ta. Ajută-i să simtă, Doamne, dragostea Ta și bunătatea Ta. Dacă sunt copii orfani, dacă sunt copii care sunt departe de părinții lor, dacă sunt părinți care sunt departe de copiii lor, Te rog, binecuvântează-i. Dacă sunt suflete pierdute care Te caută în lumea aceasta, poate că se uită acum în momentele acestea la acest program, Te rog, atinge-i cu bunătatea Ta și cu dragostea Ta. Binecuvântează-ne, Doamne, și în seara aceasta și lasă harul Tău și Duhul Tău peste noi.